În jur de 200 de suporteri din peluza sud Steaua au ajuns la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la cel care a fost Helmut Ducadam. Aceștia au afișat mai multe mesaje în memoria eroului de la Sevilla, printre care, înger păzitor la poarta raiului, ai ridicat cupa la stele, acum ai ajuns printre ele, au venit în liniște, au aplaudat în fața stadionului, fără scandări. Fără cântat, în liniște, transmit ultrașii militarilor, în antiteza cu modalitatea în care s-au exteriorizat cei de la Nord, Voicu Valentir și fiul său, Marco, au trimis o coroană de flori în memoria lui Helmut Ducadam. Voicu este românul stabilit în Canada care a cumpărat mănușile lui Ducadam la licitație. Cu 3.000 de euro, cu Steaua până la moarte, au strigat suporterii Nord FCSB. Au urmat artificii, torțe, dar și un banner semnat de Skins Berceni, una dintre facțiunile peluzei Nord. În jur de 150 de suporteri sunt prezenți, peluza sud Steaua, cea mai importantă facțiune care susține formația din Liga 2, ar fi ajuns la cel mai mare stadion al țării în jurul orei 20, pentru un ultim omagiu față de Helmut Ducadam. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.